Până la sfârșitul lunii octombrie anului trecut, Ovidiu se bucura la cei 29 de ani de o viață perfectă alături de soție și copilul de 4 anișori și credea că are tot ceea ce își dorește. Asta până când a descoperit un nodul care nu s-a retras după tratament și a decis să facă mai multe investigații. După finalizarea acestora, a primit cruntul diagnostic de cancer linfatic. Limfom Hodging Ritzterberg și-a descoperit mai mulți noduli care îi pun viața în pericol, aceștia localizându-se lângă inimă și plămâni. A început imediat tratamentul cu chimioterapie la îndemnul doctorilor pentru a încerca să stopeze evoluția. După ce s-au trimis toate analizele către o clinică din Turcia, medicii turci dau șanse mari de reușită cu un tratament diferit și îl așteaptă la începutul lunii martie, dar costurile sunt enorme, ajungând la 20.000 de euro. Suma se poate aduna puțin câte puțin de la fiecare dintre noi, ceea ce îi dă motiv să continue lupta cu boala și să spere că se poate vindeca. Persoanele care doresc să ajute pot dona sume de bani în conturile deschise pe numele Tănase Ovidiu Alexandru. Important este faptul ca la detaliile de plată să fie precizat donație. Altfel este posibil ca banca să refuze retragerea banilor donați de dumneavoastră.